11. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 11. Deci toți. Nu se știe. Deci fiind prezent majoritatea Consiliului Local, ședința este legal constituită și poate începe lucrările. La ședință participă ca invitați doamna Cernana Cisa, Rusul Laura și doamna Fodor Manina. Și după cum bine vedeți și domnul de la Inspusii TV. În conformitate cu prevederea articolului 42.5 din legea numărul 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința de constituire. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci. Acum rog pe domnul Rupare să am președinte să preia conducerea lucrurilor. Da, mulțumesc foarte mult pentru încrederea dumneavoastră și promit că voi conduce lucrările ședinței într-un cadru democratic și normelor legale și democratice. Avem 4 puncte la ordinea de zi și la diverse, să vedem ce mai este. Eu, ca președinte al ședinței, de conduce ședința, vă propun ca ședința să nu dureze mai mult de 75 de minute. Deci să nu dureze mai mult de 75 de minute. Dacă dumneavoastră sunteți de acord în timpul ăsta. Și da. Zici, da, dar de ce motiv? Domnul, zic, eu am obligația, poate că să vă, am studiat foarte tare, foarte mult, să-mi spun procesul de pal. Să ordinea de zi. Deci nu contează, nu? Bun. Avem 4 puncte la ordinea de zi. Dau citire ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pentru trimestrul 2 al anului 2016. Inițiator domnul primar al comunei, domnul Victor Diaconu. Aviz comisiile reunite. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare. Legea, a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ardeoan pe anul 2016, pe perioada 2016-2020. Inițiator, domnul primar Victor Diaconu, aviz comisiile reunite. Și 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea cardului legitimației de parcare gratuite pentru persoanele cu handicap. Inițiator, domnul Victor Diaconu, primarul comunei, aviz comisiile reunite. Iar 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări servicii de salubrizare cu compania Romprest Service ESA. Inițiator domnul Victor Diaconu, primarul comunii, aviz comisiile reunite. 5. Diverse. Dacă mai sunt și alte hotărâri de introdus pe ordine de zi. Da. Eu am, domnul primar, dacă îmi permiteți și dumneavoastră, domnul consilier, să fac o propunere. Am activat ca epitrop la biserica. Citiți-o proiectul. Da. Ia să vedem dacă e aici. Da. La diverse. Dacă mai sunt și alte probleme, da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2 la 2016. Și am eu o propunere. Deci ăsta e punctul 5. La diverse. Domn primar, m-am gândit foarte bine că prin consilii care au fost o parte din consilii, cunoaște mai bine problemele, că dumneavoastră ați alocat niște pavele acolo la biserica noastră. Precum a ajutat toate bisericile care sunt... La diversă. La diversă, pe aici, la diversă. Bun. Supun la vot proiectul de ordine de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-a abținut cineva. Unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe trimestrul 2 a anului 2016. Aviz Comisiei Reunite. Doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisiile reunite la Consiliul Local Comunal, întâlnite în ședință ordinară astăzi 8 iulie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pentru trimestrul 2 al anului 2016. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunii. Având în vedere prevederile articolului 44 din legea administrației publice locale
numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil, favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, Ministrul Gabriela. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, Macadam Bogdan. Președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, Rostu Alexandru. Da, mulțumim, doamna Anicăi. Dau cuvântul doamna Anicăi pentru a prezenta raportul de specialitate. Vă rugăm frumos. Având în vedere necesitatea aprobării rectificării bugetului local pe trimestrul 2 al anului 2016, efectuată în conformitate cu prevederile articolului 49 alinia 5 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, prin dispoziția primarului numărul 79 din 29.6.2016, analiza contului de execuție întocmit la 5.7.2016, din care reiese creșterea veniturilor față de prevederile bugetare inițiale, referatul numărul 927 din 5.7.2016 al școlii gimnaziale numărul 1 Comuna Ardeal de solicitare a rectificării bugetului de cheltuieli, necesitatea diminuării sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea funcționare către secțiunea de dezvoltare cu suma de 24.000 lei și modificarea în consecință a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2016, necesitatea virărilor de credite bugetare de la un capitol alt capitol al clasificației bugetare, precum și în cadrul aceluiași capitol bugetar, prin prezentul raport propun spre aprobare rectificarea bugetului local pe trimestrul 3 al anului 2016 și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale. După cum urmează, bugetul local, sursa A, total venituri secțiunea funcționare plus secțiunea dezvoltare, buget la 30.06.2016, 2466,33 lei, influență 8,70.000, buget rectificat 2475,03 lei. Influențele au intervenit la impozite și taxe pe proprietate, unde prevederile inițiale au fost în sumă de 205,07 mii lei, influența 8,20 lei, buget rectificat 213,27 mii lei, din care impozit pe terenuri de la persoane fizice, buget inițial 45,44 mii, influența 8 mii, buget rectificat 53,44, impozit terenuri de la persoane juridice, buget inițial 7,62 mii, influență 0,20 mii lei, buget rectificat 7,82 mii lei. De asemenea, influențe la diverse venituri, unde bugetul inițial a fost în sumă de 62,18.000, influență 0,50.000, buget rectificat 62,68.000 lei, influența provenind de la sume din finanțarea bugetară anilor precedenți aferente secțiunii de funcționare. Total cheltuielile ale secțiunii funcționare plus dezvoltare, buget inițial 2.516,53 lei, influență 8,70 lei, buget rectificat 2.525,23 lei. Total cheltuielile secțiunea funcționare, buget inițial 2.234,74 lei, influență 32,70 lei, buget rectificat 2.267,44 lei. Din care cheltuielile de personal, buget inițial 1.391,25 mii, influență minus 28,30 mii, buget rectificat 1.362,95 lei. Bunuri și servicii, buget inițial 551,29 mii, influență 51 mii, buget rectificat 602,29 lei. Bunuri și servicii 483,20 buget inițial, influență 21.000, buget rectificat 504,20.000, reparații curente, buget inițial 0, influență 38,90, buget rectificat 38,90.000 lei, deplasări, detașări, transferări, buget inițial 23,50.000, influență minus 4.000, buget rectificat 19,50.000,
Alte cheltuieli, buget inițial 25,09.000, influență minus 4,90.000, buget rectificat 20,19.000 lei. Cheltuieli privind susținerea cultelor, buget inițial 5.000, influență 10.000, buget rectificat 15.000 lei. Total cheltuieli secțiunea dezvoltare, cheltuieli reprezentând cheltuieli de capital, buget inițial 281,79.000, influență minus 24.000, buget rectificat 257,79.000 lei. Defalcarea influențelor pe capitole, subcapitole, titluri și alineate este următoare. La capitolul 510103 Autorități Executive, total cheltuieli secțiunea funcționare plus secțiunea dezvoltare, buget inițial 736,84.000, influență 40.000, buget rectificat 776,84.000 lei, din care cheltuieli influență secțiunea funcționare 20.000 lei la bunuri și servicii, reparații curente și 20.000 lei la secțiunea dezvoltare, cheltuieli de capital. La capitolul 54.500 alte servicii publice generale, buget inițial 50.000, influență minus 47.000, buget rectificat 3.000, din care cheltuieli de personal, buget inițial 34.000, influență minus 34.000, buget rectificat 0. Bunuri și servicii, buget inițial 16.000, influență minus 13.000, buget rectificat 3.000 lei. La capitolul 650301, învățământ preșcolar, bugetul inițial este în valoare de 129,90.000 lei, influență 0, buget rectificat 129,90.000 lei. Aici intervenim doar viramente între titluri și aliniate. La cheltuieli salariale în bani, buget inițial 109,50.000, influență minus 5,15.000, buget rectificat 104,35.000 lei. Contribuții, buget inițial 18,60.000, influență 5,15.000, buget rectificat 23,75.000 lei. La 650302, învățământ primar, este vorba tot de viramente în cadrul aceluiași titlu de cheltuieli. La cheltuieli salariale în bani, bugetul inițial fiind în sumă de 209.000, influență minus 17,70.000, buget rectificat 191,30, iar la contribuții bugetul inițial 35,60, influență 17,70, buget rectificat 53,30.000 lei. La 650401, învățământ secundar inferior, la cheltuieli salariale în bani, bugetul inițial a fost în valoare de 314.000, influență minus 20.000, buget rectificat 294.000, iar la contribuții, buget inițial 44,30.000, influență 20.000, buget rectificat 64,30.000 lei. La 670307, cămine culturale, bugetul inițial în cadrul secțiunii funcționare reprezentând bunuri și servicii a fost în valoare de 2,20.000 lei, influență minus 1,40.000, buget rectificat 0,80.000 lei, din care bunuri și servicii, buget inițial 0,70, influență minus 0,50, buget rectificat 0,20.000 lei. Și la alte cheltuieli, reprezentând prime de asigurare non-viață, buget inițial 1,50.000, influență minus 0,90.000, buget rectificat 0,60.000 lei. La capitolul 670600, servicii religioase, reprezentând cheltuieli privind susținerea cultelor, buget inițial 5.000 lei, influență 10.000 lei, buget rectificat 15.000 lei. La capitolul 680502, asistență socială în caz de invaliditate. Cheltuielile secțiunii funcționare au fost în prevederile inițiale 261,19.000 lei, influență 5,70.000 lei, buget rectificat 266,89.000 lei. Influența intervenind la cheltuieli de personal, reprezentând cheltuieli salariale în bani, în valoare de 4,71.000 lei și contribuții 0,99.000 lei. La capitolul 700600, iluminat public și electrificări rurale, bugetul inițial la bunuri și servicii a fost în valoare de 60.000 lei, influența este de 10.000 lei, buget rectificat 70.000 lei. La capitolul 705000, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, bugetul inițial a fost în valoare de 70.000 lei, influență 0, buget rectificat 70.000 lei.
Aici efectuându-se transferul în valoare de 30.000 de lei de la secțiunea dezvoltare la secțiunea funcționare în vederea asigurării cheltuielilor secțiunii funcționare. La capitolul 84.0301, drumuri și poduri. Bugetul inițial a fost în valoare de 276,79.000 lei, influență minus 8,60.000 lei, buget rectificat 268,19.000 lei. Din care secțiunea funcționare, buget inițial 30.000, influență 5,40.000, buget rectificat 35,40.000 lei. Și la reparații curente, buget inițial 0, influență 18,90.000, buget rectificat 18,90.000 lei. De asemenea, la secțiunea dezvoltare, cheltuieli de capital, bugetul inițial a fost în valoare de 246,79.000 lei, retrăgându-se suma de 14.000 lei, bugetul rectificat fiind de 232,79.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor secțiunii de funcționare. Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016 se modifică pentru 3 aspecte. Introducem în lista de investiții obiectivul achiziționare și instalare centrală termică primărie, suma de 20.000 lei. Retragem de pe lista de investiții inițială reînnoirea planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism, influența fiind în trimestrul 3 de minus 30.000 lei, prevăzuți la bugetul inițial. De asemenea, retragem din lista de investiții suma de 14.000 lei de la obiectivul amenajare șanțuri betonate în vederea acoperirii cheltuielilor secțiunii funcționale. Școala gimnazială numărul 1, Comuna Ardeoani, a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru sursa IE, activități finanțate integral din venituri proprii, ca urmare a prelungirii prin actul adițional numărul 465 din 23.03.2016, a contractului numărul 1157 din 29.05.2015, având ca obiect achiziția de servicii de întreținere și fertilizare teren agricol. Astfel urmează să aprobăm buget pentru școala gimnazială la sursa IE, influența fiind de 2.000 lei la alte venituri din prestări servicii, iar la cheltuieli, influență în valoare de 2.000 lei la bunuri de natură a obiectelor de inventar. Mulțumim, doamna Narcisa, pentru raportul de specialitate. Dacă sunt întrebări, ceea ce privește doamna Narcisa, contabilă primăriei. Dacă nu sunt, trecem la discuții. Cine se înscrie pentru discuții? Vă rog. Da. Atât de mult am muncit, trebuie să spunem măcar câteva cuvinte. Pentru cu raportul de specialitate al doamnei Anastasia. Eu l-am studiat mai înainte, am precizat, am venit mai repede. Și n-am ce comenta, sub nicio formă, toate sunt la locul lor, la codurile și la conturile respective. Nu sunt probleme deosebite în ceea ce privește raportul prezentat de dânsa de raportul de specialitate. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, trecem la următorul punct al ordinii de zi. Da, imediat acum. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. A fost aprobată în unanimitate. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ardeoani pentru mandatul 2016-2020. Inițiator domnul Victor Diacon, primarul comunei. Aviz comisiile reunite. Și aici. Domnul Bogdan. Vă rog, prezentați. Raport de avizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ardeoani pentru mandatul 2016-2020. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal, întrunite ședința ordinară astăzi, 8 iulie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Consiliului Local Ardeoan pentru mandatul 2016-2020. Comisia mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei. Având în vedere prevederile articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Proiectul Protecția Mediului și Servicii de Comerț, Gabriela. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, Macadam Bogdan. Președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Limitei Publice, a Drepturilor Cetățenilor. Rusu Alexandru. Da, mulțumim, domnul Bogdan. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Da. Consiliul Local al Comunei Ardeoan este autoritatea deliberativă a administrației publice locale. Consiliul Local al Comunei Ardeoan este compus din consilieri locali aleși prin vot universal, legal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorității administrației publice locale. Consiliul Local al Comunei Ardeoan se organizează și funcționează în conformitate cu principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și a consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală se exercită în limitele prevăzute de lege, atât în plan administrativ cât și financiar. Consiliul Local al Comunei Ardeoan, în baza articolului 2, litera A și alineatul 3, litera A, din legea numărul 215/2001, al legii administrației publice locale, în înotățări și completări ulterior, aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local va fi elaborat cu respectarea prevederilor legale stabilite de ordonanța Guvernului numărul 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale. Modificări și completări ulterioare, precum și a prevederilor legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Ardeoan are ca obiect stabilitatea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilieri locali aleși, a drepturilor și obligațiilor ce le revin în baza mandatului anterior. Având în vedere și reprezentate, supun atenție Consiliul Local al Comunei Ardeoan aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Ardeoan. Da. Atât, domnul secretar, da? Mulțumim, domnule secretar, pentru raportul de specialitate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Bogdan. Sunt de acord cu regulamentul prezentat, având în vedere pentru desfășurarea oricărui lucru avem nevoie de un regulament. Așa și Consiliul Local are nevoie de un regulament care trebuie să respecte. Și atât timp cât am văzut că avem și autonomie și în măsura în care nu depășim legea, sunt de acord cu acest regulament. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Popa? Am ascultat materialul prezentat și sunt de acord cu aprobarea raportului, dar eu consider că ar fi trebuit să avem înaintea cu ședințe înainte, să știu, să-l studiem. Deci noi îl votăm, dar noi nu știm ce conține dânsul. Domnul președinte a spus că l-a citit, îl știe. Dar noi votăm ceva ce nu știm. Da. Deci, n-ați dat la fiecare comisie? Am dat la fiecare, comisie. Este un exemplu de masă, dar l-a citit domnul președinte, l-a studiat, noi l-am văzut acum. Deci, eu l-a intrat la fiecare comisie, la președinte și care vrea să-l studie, să-l studie. Da, dar făcut trei rămâne, trebuia înainte, cu o zi, cu o oră, dar o săptămână. Cu dată cu ordine de zi. Pe dată odată cu ordine de zi, are o săptămână. Am înțeles, ordinea de zi, dar trebuia și... Cine președintea dumneavoastră? Președinte. Doamna... La veți? Păstați. Da. Am înțeles, da. Nu, dar odată cu... Când o anunțat ședința, la fiecare președinte de comisie o dat înaintat un raport. Am înțeles, da. Să vedeți, să studiem ca să știți ce votăm. Am dat la președinte ca să studiați pe rând. Ori să studiem. Da. Mulțumesc. Dacă dorește altcineva, mulțumim, domnul. Dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la
la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executori. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Să trecem la următorul punct al ordinii de zi. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea cardului de legitimație de parcare gratuită pentru persoane cu handicap. Aviz Comisiei de domnul Florescanu prezintă președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. În raport de avizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea cardului de legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap. Comisiile Reunite a Consiliului Local Comunal, întâlnite în ședința ordinii de zi din 8 iulie 2016, în urma analizii proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea cardului de legitimație de parcare gratuită pentru persoane cu handicap, comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunii. Având în vedere prevederile articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil președintele Comisiei proiectul de hotărâre, președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanță, Administrare, Domeniul Public și Privat, al Comunii Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Agrement, domnul Macadam Bogdan, președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare Ordinii și Liniște Publice a Drepturilor Cetățenilor, Rusu Alexandru. Vă rog. Dau cuvântul doamnei Fodor Marina pentru a prezenta raportul de specialitate. Vă rog, doamna Marina. Persoanele cu handicap în conformitate cu legea 448/2006 sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale. În această categorie se includ copiii și adulții cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state, pe perioada în care au conform legii domiciliu o reședință în România. Autoritățile publice, furnizori de servicii sociale, reprezentanți societății civile, precum și persoanele fizice și juridice responsabile cu aplicarea legii 448, au obligația să promoveze, să respecte și să garanteze drepturile persoanei cu handicap. Conform acestor principii, articolul 65 din legea 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevede la aliniatul 2 ca persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card legitimație beneficiază de parcare gratuită. Modelul cardului legitimație de parcare pentru persoane cu handicap este stabilit prin prevederile articolului 40 din hotărârea Guvernului 268/2007 cu modificările și completările ulterioare. Cardul legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, iar costurile aferente privind implementarea formatului unic al acestui card legitimație se suportă din bugetul local. În spațiile de parcare de lângă clădirile de utilitate publică, precum și în cele organizate, vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar numai puțin de 2 locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoanele cu handicap. Cererea va fi însoțită de următoarele documente. Document care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, fotografie tip pentru carte de identitate, 106x148 mm, certificat de înmatriculare autovehiculului, cartea de identitate a autovehiculului. Perioada de valabilitate a cardului este în funcție de gradul care îl are fiecare persoană cu handicap. Gradul ușor valabilitate 3 luni, gradul mediu valabilitate 6 luni, gradul accentuat 12 luni și gradul grav permanent.
în caz de deteriorare, vor beneficia de AUCAT. În temeiul celor de mai sus s-a elaborat proiectul de hotărâre, propunere de a fi inițiat Consiliul Local spre aprobare conform competențelor stabilite de lege. Mulțumim foarte mult, doamna Fodor. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Da, domnul Șerbo. Asta este model. Am văzut modelul, deci sunt de acord cu eliberarea parcărilor, pentru că, într-adevăr, orice parcare, vedem toți la orice magazin, cei care au handicap au automat parcare liberă, deci ei, și cu asta să le imagine, într-adevăr, au un handicap. Sunt de acord, eu ceva benefic pentru cei care trebuie să beneficieze de așa ceva. Și are domnul Pasiu. Are mai multe facilități și, și normal pentru că, da. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Da. Mulțumim frumos. Da. Domnul Macădat. Cred că este normal și necesar emiterea acestui card, având în vedere că și facem parte din societatea civilizată, peste tot în lume, în Europa, unde mergem și cred că întâlnim aceste semne pe, în parcările de, de lângă instituții sau de lângă supermarketuri sau știu eu mai ce. Consider normal emiterea acestui card pentru persoanele care, într-adevăr, pot face dovada că au aceste probleme și dezabilități. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu mai dorește, să pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentă de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Să simt la următorul punct al ordinii de zi. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de prestare servicii de salubrizare cu compania Romprest Service S.A. Aviz comisiei din doamna... Raportul avizat la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de prestare servicii de salubrizare cu Romprest Service S.A. Comisiile de aprobare a Consiliului Local Comunal întâmplă în ședință ordinară astăzi, 8 iulie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări servicii de salubrizare cu Rompres Service S.A. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comun. Având în vedere prevederile în articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică și Socială, Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privată al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, Comunitatea de Gel. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agreement, Magadan Bogdan. Președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. Rostul Alexandru. Mulțumesc frumos, doamna Gabi. Dau cuvântul doamnei Rusu Laura pentru a prezenta raportul de specialitate. Vă rog, doamna... Ca urmare a adresei primite din partea adresei BACRO, numărul 2779-2-6-2016, înregistrată la primăria de oameni cu numărul 2507-3-6-2016, prin care ne comunică obligativitatea încheierii contractului de prestare servicii de salubrizare și având în vedere legea numărul 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, legea privind finanțele publice locale 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Consiliului Local al Comunei Ardeoan numărul 15/28/2009 privind aprobarea participării Comunei Ardeoan în calitate de membru fondator în înființarea Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, precum și ale statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, legea numărul 98/2016 privind achizițiile publice, legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii, ordinul ANRSC 82/2015 privind regulamentul cadru al serviciului de salubrizare, precum și hotărârea Consiliului Local al Comunei Ardeoan, numărul 14/28/3/2016, privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice, propun Consiliului Local Ardeoan aprobarea contractului prestări servicii cu operator unic pentru salubrizare, compania Rompres Service S.A. cu primăria Ardeoan. Mulțumim, doamna Laura Rusu.
Dacă aveți întrebări pe marginea raportului prezentat, vă rog. Mi se pare că am multă suma de 45 de lei folosită pentru aceeași treabă la aceeași familie cu 3-4 inși în casă. Mi se pare exagerat. Pentru că comunele limitrofe nouă au, spre exemplu eu, sunt proprietar acolo, nu? Așa că dacă vedem pe aici, pe prundurile astea la Leuntenești sau pe unii le ducem noi, ei nu mai dau, nu mai demersează acolo, unii trebuie, că ne-a făcut Consiliul Local asta de ție ani dată, alea, tomberoanele alea, pentru, ca să le folosim, nu se duce prin prund. Așa. Și atunci noi dacă venim acum și ne ducem, păi nu știu dacă e de normal. Așa că eu să plătesc, pe exemplu, dacă sunt 5 în casă, chiar mă atenționa cineva. Nu, dacă sunt 5 în casă, toți plătesc? Da. Păi tu la bloc, dacă la bloc, spre exemplu, plătesc toți 8? Vă pot da răspunsul. Suntem măsuri ca să vă dau răspuns. Perfect. Dumneavoastră nu cunoașteți problemele că n-a fost în asta, îmi spune, în Consiliul din mandatul din trecut. Discutăm la punctul divers. Da, dar eu am pus o întrebare, sunt eu, deci din întrebări. Dar trecem la discuții. Înseamnă că dumneavoastră a trecut, ați fost primul care a spus, ați trecut la discuții, da? Dacă sunt întrebări, nu, dar am zis, dacă sunt vânduri, eu am o întrebare. Nu, a fost contractul între Primăria Ardeoan și Rămbrești. Nu, nicio problemă, doamna. Deci avem nicio treabă cu populația, nu a fost aprobat. Nu, problema. Tariful... E același contract care este... același contract care au încheiat între agenții economici și Rombrest. Și contractul a fost la fel și noi, primăria, școală, poliție, toți trebuie să încheiem contract. Toată lumea. Dacă, spre deosebire de societăți, noi trebuie să-l supunem dezbatere Consiliul Local. Da. Vorba de contractul între primăria Ardeoan și Rombrest. Exact. Și primăria produce... Exact. Doamne, asta este problema, nu avem ce face. Că de ce, dacă la bloc puneați o întrebare din asta, dau și un exemplu, că v-ați spus despre centrile comunitate, v-ați spus de ședință, și trebuie să, da. Problema este în felul următor. Și la bloc se plătește de fiecare persoană, chiar dacă are un an sau doi ani de zile, deci noi plătim acolo la bloc de fiecare, asta îmi spune, gunoaie, de persoane. Nu e de apartament sau nu știu ce un alta. Așa aici la fel, de persoane este, că multă lume m-a întrebat și așa mai departe. Scrie aici în regulament, deci și în probleme, deci anul trecut, bine, bine, dar deci de anul trecut, deci din, chiar anul trecut s-a pus în problema în discuții cu gunoiul, nu? Și știm despre ce este vorba, deci nu s-a admit ei. Asta este problema. Domnul primar a căutat și a intervenit, am venit într-o zi că am avut o problemă aici, o stat, nu știu, cred și a doua zi o a avut de negociat cu ei și așa mai departe. Și nu s-a pus problema, pentru nimic. Asta a fost treaba. Da, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog, domnul. Da. Eu sunt de acord cu contractul, într-adevăr. Noi cei care avem societăți pe aza comună, deja le-am încheiat. Ce probabil aici au fost contractul cu... Rompresul ăsta. Deci nu, sunt de acord că normal trebuie și primăria să plătească, probabil cu aceeași chestie cum plătește fiecare locatar și primăria să plătește, nu contează. Deci, ei, ceea ce discutați mai înainte și o să fiu pe scurt, deci... cât se plătește, cum se plătește. Noi am mai avut în alt ședință la terioare. Anul trecut și tot am aprobat, tot am dezaprobat, până la urmă s-a ajuns la o anumită sumă și cu asta basta. O să zic, am făcut dată, dacă sunt nemulțumit pe marginea cel cum își fac ei datoria cei care preiau deșeurile. Aici pot să comentez. Deci, dacă își fac treaba, tot contract, primăria sau alte societăți, deși trebuie să-și facă programul și știe foarte bine domnul vicei, care când vine și le... trebuie să le aprobi, probabil atunci când le semnează, preotatea... Dar își face treaba, cred eu. Eu văd că își face treaba. Așa văd. Societatea respectivă... Mai face treaba, dar atunci... Nu știu, dar n-ai fost pe aici, prin zona asta, începând de la Leuntenești, încolo, spre prunt, spre asta, să vezi, sau ce-i pensat. Da, am înțeles. Eu am înțeles care este problema. Da. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul privind raportul de specialitate prezentat doamna Laura Rusu. Vă rog. Cum au vorbit și antivorbitorii mei, este normal ca și primăria să încheie un contract cu această societate Rombrest. Și, cum a spus și domnul primar, trebuia făcută publică, adică făcută cunoscută și Consiliul Local. Atât. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Să pun la vot proiect. Dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu... Să înțeleagă Consiliul de ce încheie contractul ăsta. Deci așa cum au societățile
sunt obligați să încheie acel contract cu firma de salubrizare, la fel suntem și noi. Când ne trezim, o să vină cei de la mediu și spunem, măi, primăria Ardeoan are contract cu firma de salubrizare, păi nu are. Ia să dăm 200 de lei amendă. Sau, așa cum amendează cetățenii, poate amenda și pe noi, și școala, și biserica, și poliție, și... Că am avut discuție și cu șeful de post. Că nu are nicio treabă, domnul șef de post. Dumneata de pe linia dumneata, transmis mai departe. Are și locuințe și, da. Și plătești. Așa e problema. Asta este fiecare cetățean din județul Bacău, din comuna Ardeoan, de pe bloc, produce curent. Produce cu noi. Cu noi. Și ca atare trebuie să lucrează și propriu și să produce cu noi. Asta e. Dacă mai e ceva. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2 2016. Aveți domnul Bogdan Macadam, vă rog, aveți cum raport de rezare la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 2016. Comisiile reunite al Consiliului Local Comunal, întrunite în ședința de astăzi, 8 iulie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2016. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat de legalitate de secretarul comunei. Având în vedere prevederea articolul 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrare Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului și Servicii de Comerț și Comerț, Anica Gabriela, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Leagăn Macadam Bogdan, președintele Comisiei pentru Administrare Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Legii Publice, a Drepturilor Cetățenilor, Rusu Alexandru. Mulțumesc. Doamna, vă rugăm, doamna Cernat, să ne prezentați raportul de specialitate. Vă rugăm frumos. În conformitate cu prevederile articolului 49, alinea 12 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului impunutelor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Veniturile și cheltuielile se includ în buget în totalitate și sunt aprobate în condițiile legii pe o perioadă de un an. Se aprobă în buget pe surse de proveniență și respectiv pe categorii de cheltuieli grupate după natura economică și destinația acestora. Conform prevederilor articolului 4 din legea 273/2006, sumele aprobate la partea de cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite prin angajare, lichidare, autorizare și plată. În continuare, vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul 2 al anului 2016, conform contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2016. La secțiunea funcționare. Plan la nivelul trimestrului 2, la impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare 10.000 lei, încasări realizate 1.679 lei, realizat 16,79%. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit. Plan 283.500, încasări 320.717,05 lei, 113,13%. Cote defalcate din impozitul pe venit, plan 125.000, încasări realizate 147.003,05, realizat 117,6%. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, plan 158.500, încasări 173.714, realizat 109,60%. Impozite și taxe pe proprietate,
din care îi plăci taxe pe clădiri, plan 50.000 încasări, 62.732, realizat 125,46%, impozit clădiri persoane fizice, plan 30.000 încasări, 33.068 lei, 110,23%, impozit clădiri de la persoane juridice, plan 20.000, încasări 29.664, realizat 148,32%, impozit și taxă pe teren, plan 85.000, încasări 110.787, realizat 130,34%, din care impozit pe terenul de la persoane fizice, plan 30.000, încasări 53.295, realizat 177,65%, impozit pe terenuri de la persoane juridice, plan 5.000, încasări 7.812, realizat 156,24%, impozit teren extravilan, plan 50.000, încasări 49.680, 99,36%. Taxă judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 1.560, încasări 1.361,80, 87,29%, alte impozite și taxe pe proprietate, planul 1000, încasări 1482,31, realizat 148,23%. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, plan 764.000, încasări 687.083, realizat 89,93%, din care sume defalcate de trebuie atât finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei. Plan 587.000, încasări 510.083, 86,90%. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, plan 16.000, încasări 16.000, realizat 100%. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 161.000, încasări 161.000, 100%. Taxe pe servicii specifice reprezentând impozit pe spectacole, plan 480, încasări 0, realizat 0. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activității, plan 50.000, încasări 38.967, realizat 77,93%, din care impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, plan 45.000, încasări 36.961, 82,14%, și impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice, plan 5.000, încasări 2.006, realizat 40,12%. Alte impozite și taxe, plan 10.000, încasări 7.675,50, 76,76%. Venituri din concesiuni și închirieri, plan 2.820, încasări 1.524, reprezentând 54,04%. Venituri din prestări, servicii și alte activități, plan 8.100, încasări 6.136, reprezentând 75,75%. Venituri din taxe administrative, reprezentând taxe extrajudiciare de timbru, plan 4.500, încasări 3.385, realizat 75,22%. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, plan 25.000 lei, încasări 34.915,50, reprezentând 139,66%. Diverse venituri, plan 46.790, încasări 47.304, reprezentând 101,10%, din care taxe speciale, plan 45.000, încasări 45.119, reprezentând 100,26%, sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii funcționare, plan 1.790, încasări 2.185, reprezentând 122,07%, transferuri voluntare, altele decât subvențiile, reprezentând versăminte din secțiunea funcționare pentru secțiunea dezvoltare, plan minus 136.000, realizat minus 34.101,96, reprezentând 25,07%. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea bonurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare, plan 0, încasări 100.000. Subvenții de la bugetul de stat, reprezentând subvențiile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, plan 18.000, încasări 11.224, reprezentând 62,36%. Totalul veniturilor în cadrul secțiunii funcționare prognozate la bugetul inițial au fost în valoare de 1.225.750 lei, realizări la 30.06.2016, 1.402.871,20 lei, reprezentând 114,45%. Cheltuielile secțiunii funcționare,
au constat în cheltuieli de personal aferente autorităților publice, a autorităților executive, plan, a fost 372.340 lei, cheltuieli la 30 iunie 268.978 lei, reprezentând 72,24%, cheltuieli cu bunuri și servicii aferente autorităților executive, plan 180.500, cheltuieli la 30 iunie 99.416,89, reprezentând 55,08%. Alte servicii publice generale, reprezentând cheltuieli privind alegerea autorităților publice locale, cheltuieli de personal, plan 34.000, utilizat 0, bunuri și servicii, plan 16.000, utilizat 52,8 lei, reprezentând 0,33%. Transferul între unități ale administrației, între diferite nivele ale administrației, reprezentând contribuția pentru persoanele instituționalizate în centre de tip rezidențial, plan 14.000 lei, cheltuieli 11.114, reprezentând 79,39%. La capitolul 6105, protecție civilă și protecție contra incendiilor, cheltuielile au constat în cheltuieli de personal, planul 27.160, cheltuieli 23.736, reprezentând 87,39%. În cadrul capitolului 6150.00, alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, prevederile la bunuri și servicii au fost în valoare de 5.000, cheltuieli 0. La capitolul 65, învățământ, total cheltuieli 524.390, din care a fost utilizată suma de 410.989,64 lei, reprezentând 78,37%. Cheltuieli de personal, plan 430.500, cheltuieli efective 385.683, reprezentând 89,59%, bunuri și servicii, plan 78.890, cheltuieli efective 23.406,63, reprezentând 29,67%, asistență socială, constând în tichete sociale acordate copiilor din grădinițe, plan 15.000 lei, cheltuieli 1.900,01, reprezentând 12,67%. La cămine culturale, bunuri și servicii, planul a fost în valoare de 2.200 lei, cheltuieli efective 591,85 lei, reprezentând 26,90%, iar la servicii religioase, susținerea cultelor, plan 5.000, cheltuieli realizate 1.462,59, reprezentând 29,25%. În cadrul capitolului 68, asigurări și asistență socială, planul a fost în valoare de 150.040 lei, cheltuieli efective 125.532 lei, reprezentând 83,67%, din care cheltuieli de personal, plan 23.940, cheltuieli efective 23.887, reprezentând 99,78%, și indemnizații acordate persoanelor cu handicap, plan 107.100, cheltuieli efective 90.015 lei, reprezentând 94,05%. În cadrul capitolului 7006, iluminat public și electrificări rurale, cheltuielile cu bunurile și servicii au fost în valoare de 60.000 lei, cheltuieli efective 34.944,45, reprezentând 58,24%. La capitolul 7500, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, buget la nivel trimestrului 2 pentru bunuri și servicii 40.000 lei, cheltuieli efective 26.309,62, reprezentând 65,77%. La capitolul 7400, protecția mediului, plan 60.000 lei, cheltuieli efective 20.155,26, reprezentând 33,59%. La capitolul 840301, drumuri și poduri, bunuri și servicii, plan 30.000, cheltuieli efective 0. Total cheltuieli de secțiunea funcționare estimate au fost în valoare de 1.520.630 lei, cheltuielile efective 1.023.283,10 lei, reprezentând 67,29%.
Excedentul secțiunii funcționare înregistrat la 30 iunie 2016 este în sumă de 379.588,10 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, veniturile au constat în totalitate în vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, planul fiind de 136.000, vărsămintele efective 34.101,96, reprezentând 25,07%. La partea de cheltuieli, planul la capitolul 6150, la alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, a fost de 5.000 lei, cheltuieli efective 0. La capitolul 7050, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 30.000, cheltuieli efective 0. La capitolul transporturi, drumuri și poduri, cheltuieli de capital, planul a fost în valoare de 151.200, cheltuieli efective 34.101,96, reprezentând 22,55%. Total cheltuielile ale secțiunii dezvoltare prognozate au fost în valoare de 186.200, cheltuielile efective 34.101,96, reprezentând 18,31%. Da, mulțumim, doamne Cernat, pentru raportul prezentat de specialitate. Cine dorește să ia cuvântul? Din... Vă rog, domnul. Spune, am văzut, știi că dreapta văd mai bine, de asta te-am văzut mai bine. Am ascultat materialul prezentat, mulțumim doamna Anastasia pentru că am lucrat o grămadă la el. Deci e vorba de cifri, aici probabil nu te joci, deci trebuie făcute exact după cum le cheltuim, după cum le colectăm. Ca să cheltui bani, trebuie să încasezi. Noi așa știm, cel puțin din... Concasările stăm totuși în ușor. Pe raza Comunei Ardioan, deci noi suntem o comună mică și deci la buget se adună din încasări, din impozite și taxe, mai bine zis. Am înțeles că anul trecut a fost un control pe la clădiri, pe la Ilești, pe undeva. Cine era cam nemulțumit, dar acum am venit bine ca să văd ce spun. Deci dacă nu facem încasări, la clădiri, la cei care, într-adevăr, sau care au mai făcut clădiri, alăturat în cei, deci pierdem tot noi la bugetul local. Să nu considerați că o iau sub altă formă, dar banii vin la buget, deci cât încasăm, cu cât încasăm mai mult, cu atât e mai bine pentru bugetul local ca să avem de unde să cheltuim. Cineva de la Ilești, mă rog, nu dau un mic bar, era cam nemulțumit că și-a făcut control, a fost și ce l-am înțeles pe acolo. Și băi, control s-a făcut deci la primărie, toată comuna. Dacă mai sunt anumite clădiri, anumite persoane, anumite locuri care, într-adevăr, se mai face o excepție, poate nu de prevăzut. Dar dacă în casele sunt buni și oamenii, într-adevăr, plătesc poți la zi, nu e nicio problemă. Deci eu sunt de acord cu materialul prezentat și deci da. Ca de fiecare dată trebuie să încerc să fie dat mai departe. Mulțumim frumos, domnul Bogdan. Mulțumesc. Sunt și eu de acord cu raportul prezentat, pentru că am văzut norma cifrelor citite și prezentate. La capitolul 1, ca să stăm bine, chiar acum sunt câteva secțiuni unde am văzut 16%, 70%. Cum trebuie să fie și așa cu, poate să-mi spune cu bani, nu ne jucăm. Prima, vă rog tare mult, să-mi spuneți ce mi-e la rectificare, bugetul i-ați prevăzut problema pentru cei de la grădiniță cu 5 lei sau 50 de lei, n-am înțeles da, bine. Da. Deci acolo ați prevăzut, nu aici în bugetul de venituri și cheltuieli, nu? Da, sumele au fost, deci, sunt alocate de la bugetul de stat. Deci, odată cu, deci cu începerea anului școlar din 2016-2017, da? Au fost alocate în luna martie, pentru am fiecare. Fost dat la rectificarea bugetului, în funcție de numărul de preșcolari înscriși, cei prognozați ați înscrie. Da. Deci, că, cu ocazia asta vreau să vă aduc la cunoștință că am avut ședință săptămâna trecută cu, la școală, fac parte încă din Consiliul de Administrație al școlii și s-a pus problema. I-am adus la cunoștință domnului primar și dumneavoastră v-a adus la cunoștință că trebuie să înclare și acolo. Au avut 4 puncte de la ordinea de zi. Sunt clare, destul de clare, nu avem nicio problemă nici acolo. Deci, dacă mai dorește cineva, să ia cuvântul. Dacă nu, supun spre aprobare, în forma prezentată de executiv, proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. La diverse. Domn primar, eu am zis, m-am grăbit o repuție, că zic că aduc eu așa să mai
aduc la cunoștință niște probleme. Cum dumneavoastră, iertați-mă că vă spun că ați ajutat atât de mult bisericile și așa mai departe, comuna și așa mai departe, toate problemele care sunt, vă rog ca Dumnezeu, dacă se poate, punem în dezbatere în Consiliu aici, dacă se poate, pe scurt, așa, ne-ați dat la biserica de la Irești vreo 17 pareți, 20 ceva de pareți numai de pavere. Știți prea bine că satul Irești este un sat, practic înainte era un gătur. Eu am luat vreo 7 ani de zile prin toată comuna pentru chetă, pentru facerea unui biserici acolo. S-o priviți pe partea asta, încă când plecați doamna Ungureanu, să vedeți că ce frumos arată. Am fost un biserică bisericii acolo și mi-am adus aportul, dar nu puteam singur, sub nicio formă, fără niciun ban în buzunar, fără ajutorul dumneavoastră, dar domnul primar și ceilalți care sunt aici știu prea bine, s-a construit această biserică. Și cunosc potențialul care este. A rămas foarte puțin. Nu mai ducem și eu, rămâne chiar mai puțin. Problema este, o spun sub formă de glumă. Problema e felul următor. Dacă se poate să ne aprobați, ca să interveniți la o firmă, să cunoașteți mai bine toate problemele de ajutor. Cum ați ajutat celelalte biserici de la Ardioan, de la Leontinești și așa mai departe, cu celelalte probleme, că noi știm, că le-ați spus mâinile. Nu, l-au ajutat. Asta este problemă pentru Consiliul Local, după care nu a dus la cunoștință toate problemele în Consiliul Local. Dacă se poate să interveniți, să ne ajutați, cum ne-ați ajutat? Cu gard, cu clopote, cu... și așa mai departe, nu vă mai aduc aminte, nu vă place. Ieșim din insolvență și am vizit ce mai facem. Domnul primar, dacă se poate, nu e acum că s-a dus alea și își pierde din calitate Balea. Dacă puteți să interveniți, să ne ajutați, că așa este problema. De asta o pun în discuție la dumneavoastră aici și vă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți cel mai în măsură ca cunoașteți potențialul și noi o cunoaștem că e prezentat de toate problemele care sunt aici. Printr-o rectificare, mă rog, cum știți dumneavoastră mai bine? Refer la pavele, să punem pavele. Da, să punem pavele. Vă rugăm tare mult. Deci, cum ați ajutat și biserica cealaltă, cum a, de la Ardioan, cu toate problemele, eu știu care este problema, la Leontinești la fel, în partea elantă, cu gardul și cu tablă și cu toate treburile, și la noi la fel, cu căldură și așa mai departe, sub gresie și așa mai departe, clopote și... Nu vă mai spun că nu vă place că să vă aduc aminte. Deci, vă rugăm foarte mult, dacă se poate, adică aduce dumneavoastră la cunoștință, trebuie să... Prepartezați la culte, o să dăm, o să împărțim tot așa. Și la, da, și la Lumpinea Sfarei, este echitabil, cum am făcut fiecare dată. Insist foarte tare, dacă se poate, să ne ajutați sub biserica de acolo, ca să apară și ea cât de cât la intrare acolo, când vine cineva, să mai vină, știți, la biserica acolo. Că acolo va rămâne ce aprobăm noi astăzi aici, cum să spuneți, și dumneavoastră prin... felul de afișe, aveți tot girul dumneavoastră de a ne ajuta și vă rămâne și vă dănuim peste milenii. Milenii și milenii de ani. Și asta este problema. Dacă se poate, eu, ca președinte așa, președinticul de ședință, aș să pune la fel, dacă care din dumneavoastră este de acord ca să putem să ne ajutăm. Să o dezbatem, nu? Spuneți, dacă e, nimic nu împotrivă. Dacă aveți, luați un cuvânt, spuneți care e problema. Am zis, banii care avem acolo repartizați la culte, o să împărțăm cum am împărțit până acum. Pe fiecare biserică în parte, că așa e normal. Mulțumim, domnule. Știți că am dat și la catolici, chiar dacă sunt discuții atunci că avem câteva familii, sunt cetățenii comunei Ardioani, sunt plătitori de taxă și impozite la comuna Ardioani și nu trebuie să facem diferență între pocăiți, catolici, ortodoxi și alte secte. Nu v-am văzut niciodată ca să facă diferență. Așa că... Banii care avem, cât avem 100 și cât avem de milioane acolo, nu? 13.000 sau așa. 13.500. Păi o să vedem, o să dăm și la Irdești, și la Leontinești, și la Ardioani, în funcție de... Vreți să ținem cont Consiliul Local sau domnul primar că la Irdești e satul mai mic, ați vrut să spuneți... Nu, potențialul. Potențialul din casa, din casa la biserică, da, asta da, sigur. Nu la să ai o parochie care să te plăfurești. Păi acolo sunt o mașină de soci, așa? Care costă 12-13 milioane? Nu, 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 ce-i mare lucru acolo? Nu are de lucru. 25-30 milioane și urmă costă 200 de ceva de metri, patrați de pavele, parcă și vreo jumătate de borduri. S-au dus potențialul financiar din sat, cunosc, deci pot cunosc foarte, foarte bine. Părintele. Deci, v-a spus și părintele. Mai fost aici la Argan, știți destul de bine, și cu acoperișul. Da, cu acoperișul. În partea elantă pavele, iarăși la...
așa. Aici, la punctul divers, mai avem să expirat contractul la Rom Telecom. Trebuie să încheiem acta adițională și să încheiem doar pe voce. Noi am avut 3 euro pe lună și depășeam la minute. Acum am dat și 150 de minute, tot cu 3 euro. Iar din coace la internet aveam 1 megabyte. Au venit cu 10 megabyte, mai au o ofertă, dar nu prea ne interesează. De la 20 de euro cât plăteam până acum, au venit cu 40 de euro. Și o să facem actul adițional doar la voce. Avem 354000 și 122 fax 1. Așa. Și 3 euro pe lună, să continuăm cu asta. Iar asta o să rămânem tot așa, cu 1 megabyte, să vedem dacă vor să dea ceva jos de bine, dacă nu, o să mergem tot așa, cu 20 de euro. N-ar vrea să dăm 40 de euro pe lună, că noi dacă ne-am descurcat până acum cu viteza de 1 megabyte, să ne descurcăm și de acum, nu? A doua problemă e la podul Leontinești. Știți că au fost calamitățile pe 25-26 mai și pe 2 iunie. Din cauza linii electrice n-am putut pune grinzele atâți ani. Și au venit cotopul, au mutat grinzele. Păi trebuie neapărat să găsim o soluție să... Deja am trimis astăzi bulbul acolo. A fost o rezolvat? Să ia de la capul grinzelor și trebuie încheiate două macarale. Cum facem? Nu facem cu macarale. Linia o deviată. Linia o deviată. Trebuie neapărat să... Și pune sus, dacă păi vreau. Păi asta vreau, să-l iau de acolo, să mai vină un motop și nu mă trebuie să mai iau și le rupi. Da, să nu dă bine în apă și nu... Da, deja am vorbit. Dacă le-o luat, nu știu care. Băiatul ăla de la Moinești, care are macarale, Dorel și nu știu mai cum îi spune, poți spune în jur de 15 milioane, deci 7 milioane jumate de macara. Și dacă pui și transport și deci deplasare, nu-i mult. Îi trebuie două, macara n-are cum să ridice, indiferent tot de mare. Deci deschiderea mare are 25 de metri și n-are cum să. Trebuie două macarale. Așa le-au ridicat și înainte, dar le-au ridicat pe alea trei bucăți. O risca macarajul. Vă spune la astea trei nu mai riscă cu linia. Acum s-a deviat linia și putem să le ridicăm. Și o să încercăm chiar și mâine, dacă are macararele, să ridicăm grinzele acolo, că nu se știe, mai bine vreo... Cucii mi-a luat 7 milioane jumate și pentru asta să vină cu 7 milioane și ceva. Macaragii, mă scuzați, lucrează la oră, dar dacă... Acum o să dăm în funcție de banii care o să-i primim pe calamități din informațiile care le-am repartizat și nouă. Știu, dar nu e oficial. Așa? Să ne apucăm, refăcut toate șanțurile care sunt de la pod la Leontinești. Sprinsă toate. Și pe Dianca, și pe Ardeoani, ce s-au distrus. Plus ăla acolo, la Mundianașul. A fost opus din țeavă, cu plasă. A venit cotopul atunci, trebuie să-l facem tot din beton. S-ar mai fi o problemă cu plata la Adis, pe luna ianuarie. Pe luna ianuarie, după cum știți, pe data de 11, a început colectarea Romprescu. În toate cele 65 de wateuri care fac parte din ADIS. Noi, la noi au venit pe data de 13. A fost prima zi când au colectat și șoferul nu a mers decât aici la drumul național. Când au văzut drumurile, poziționarea geografică a comunei. Deci, n-au vrut să colecteze, că nu poate să urce. Am chemat, am purtat corespondență cu cei de la Romprest și cu ADIS-ul. Să vină să trimată o delegație aici să vadă, din cauza că în caietul de sarcini este clar, destul de clar, în zonele greu accesibile vor colecta și cu alte mijloace de transport, nu numai cu cele euroșese sau care le are. Și vă trimis adresă să achităm suma de 41 de milioane, deci 4.119 lei. Noi nu le-am achitat decât 2.000. Din cauza că pe data de 13 nu le-am confirmat, nu au confirmat vicele cursa și nu avem cum. Calculul e destul de simplu. Deci noi plătim 60 de milioane de 6.000 de lei pe lună și dacă a început prima colectare pe care a fost confirmată pe data de 20,
până pe 30, deci ar veni 20 de milioane. Adică întâi până pe 10, 20, de pe 10 până pe 20. Aici într-o lună vine, eu știu, 4 curs, într-o lună vine 5 curs, în funcție de... Eu am făcut un calcul, un calcul bărește. Eu le-am făcut adresa, nu mi-o, nu vreau să-mi răspundă, mă tot poartă așa, de la Ana la Caiafa, cum se spune. Le-am cerut justificare la cursă și nu mi-o trimis. Și ei m-au sunat să plătim acea cursă pe care... Nu-i confirmată. Nu-i confirmată. Deci ei au început pe data de 13. Eu deja le-am făcut pe data de 18. Le-am făcut adresă. Deci adresa 316 din 18.1.2016 către compania Romprest. Și aici le-am spus, facem cunoscut că miercuri 13 ianuarie 2016 societatea dumneavoastră avea obligația de a colecta gunoiul menajer din localitatea Ardeoani, conform graficului stabilit de comun acord cu ADIS Bacău. Motivat de faptul că reprezentanții dumneavoastră au colectat circa 40% din pubelele aflate în fața gospodăriilor cetățenilor, nu vom accepta ca bun de plată serviciile neprestate de dumneavoastră. Pentru data de 20.1.2016, vă rugăm să delegați un reprezentant al firmei dumneavoastră pentru a colecta tot gunoiul menajer din comună. În condițiile în care nu veți colecta de la toate gospodăriile gunoiul, nu vom confirma și nici nu vom plăti serviciile parțial efectuate de dumneavoastră. Ei ne-au trimis răspuns, care, bineînțeles că o motivat că a fost crengi, vegetații, eu le-am spus că luna ianuarie vegetații nu este și nu contează colecta și cu alte mijloace de transport. În luna a patra le-am făcut o altă adresă și către ADIS Bacău și le-am spus referitor la adresa noastră 1890 din 30.03.2016, mă văd obligat să constat că purtăm o corespondență inutilă interiorul ADIS, în care și comuna Ardeoani este parte. Motivat de faptul că refuzul nostru justificat de a face plata solicitată de dumneavoastră vizează, de fapt, prestatorul de servicii în speță SECE compania Romprest S.A. pentru serviciile neexecutate în data de 13.1.2016. De aceea vă rog să solicitați la compania SECE, la SECE compania Romprest S.A. în regim de urgență documentele justificative prin care suma solicitată este reală. Menționăm faptul că prin adresa numărul 31/18 am tăiat cea care am dat citire înainte. OAT Ardeoani v-a făcut cunoscut că serviciile efectuate de către SECE compania Romprest S.A. au fost făcute parțial, mai exact în data de 13.1.2016, dată stabilită conform graficului de colectare a gunoiului de către SECE compania Romprest S.A. În data de 13.04 ne-a făcut altă adresă. Ei tot ne-au insistat să le dăm bani. Și ne-a spus referitor la adresa dumneavoastră, așa, SECE compania Romprest cu număr, așa, adresată domnul Bogdan Setu, deci directorul executiv la ADIS Bacău, și spre știință OAT Ardeoani, vă comunicăm următoare. SECE compania Romprest S.A. recunoaște că în data de 13.03.2016 colectarea deșeurilor s-a făcut doar parțial, motivând faptul că drumurile comunale sunt cu acces dificil. În felul acesta, conform refuzului nostru de a face plata integrală pentru serviciile făcute parțial. Menționăm faptul că, și aici le-am spus, că în caietul de sarcini, care a stat la baza câștigării licitației, este stipulat clar faptul că în zonele cu acces dificil, colectarea deșeurilor se face cu mijloace adecvate. Ei iar au insistat să le facem plata. Bine, și așa ar fi soluția. Soluția. Le-am spus că o să pun în discuția Consiliul Local. Și ne-a spus că a răspuns la adresa adresată la unitatea noastră așa. Vă comunicăm că acceptarea la plata diferenței de taxe de salubrizare aferente lunii ianuarie 2016, pe care o pretindeți fără a presta serviciile, lucru specificat și în adresele anterioare, va fi supusă spre dezbatere în următoarea ședință a Consiliului Local. A fost cu constituirea Consiliului Local, nu s-a putut, ei mi-au trimis iar și eu le-am răspuns. În prima ședință din luna iulie o să o pun spre dezbatere. Acum, eu așa o văd. Nu putem, deci omul nu poate să facă o plată pentru un serviciu care nu l-a făcut,
care nu presta. Da? În condițiile astea o să ajungem în instanță. Nu avem ce să facem. Eu, ca să fac plata și după aia să vină Curtea de Conturi să spună, băi, de ce ai făcut? Păi, dar aveți protocolul încheiat între OATE și ADIS. ADIS-ul, de fapt, suntem noi, cele 65 de OATE-uri, care am aderat la forma asta, ADIS. O să iau legătura cu juristul. Eu am spus să o pun în discuția Consiliului Local, dar cred că o să ajungem în instanță. Dacă instanța o să spună primării, plătește cele 20 de milioane care nu vrei să le plătești, le plătesc. Pentru că dacă le plătesc, mă trebuie să vine Curtea de Conturi și spune Curtea de Conturi. 20 de milioane, adică 2 milioane. 2.000 de lei. 2.000 de lei, da. Și procesul nu costă. Nu. Asta e procedura. Asta e procedura. Deci trebuie. Nu văd la fel. Dacă dumneavoastră sunteți de acord să facem plata asta pentru niște servicii neefectuate, atunci noi o facem, nicio problemă. Noi plătim, nu, dacă îmi cereți. Domnul primar, dacă îmi permiteți, am ascultat cu atenție, dacă mai aveți ceva, deci... Nu, ce am avut. Deci, în momentul în care ei nu-și fac datoria, eu cer, vă spun foarte clar, nu putem să le achităm. Dacă mai sunt și cetățenii comunar Ardioan și vin și spune, nu mi-o luau cu noi pe ulița X. Obligă, da. Vă rugăm un registru, domnul secretar. Care să face confirmare. O sesizare de la Stan Vasile, de la Popuș și Gheorghe, de la Cotari. Deci pe ulița lui, la data de la primele, atunci, la primele curse au fost discuții. Deci tot la fel. Au venit, acum o să venit director de la București. Deci acum eu sper să nu mai existe. Care ideea? Deci în momentul când sunt și sesizări de la oameni, așa, atunci avem noi câștigi de cauză, dar domnule, uite, pe data de nu o luam nici la cotare. Păi cum să-ți plătesc dacă tot nu mi-ai luat la toți cetățenii? Nu, dar atunci să știi, pe data de 13, lângă faptul că a fost și zăpadă, dar nu-i problema mea, drumurile erau practicabile. Păi au văzut că suntem în pantă, voi, asta e comună la treaba. Voi încredul de sarcini, deci acel caiet de sarcini eu l-am citit și stipulat destul de clar. Colectarea în zonele greu accesibile se fac și cu alte mijloace de transport. Nu-i problema mea. Exact cum am spus-o de atâtea ori. Problema atunci a fost lipsa de experiență a conducătorilor auto. Pentru că după săptămână, deci au venit autospecialele lor și au putut colecta. Deci nu s-a schimbat nimic. Drumurile au rămas aceleași. Și accesul era permis. A fost la început. Și o altă problemă. Când ești cu mașina aia mare, acum unii cu mașină mai mică. Și altă problemă, mai trebuie niște plăci de avertizare pe prud, puse pe aici. Vin cu mașinile și aduncă pe acolo, pe prud, acolo, spre... spre ciubotar, spre asta. Asta ține de bunul simț al fiecărui cetățean. Eu știu, domnul Lovice, dar știți care-i treaba? M-a batat pe zi, bădești pe fiecare, atât dacă au placă avertizoarea. Băi, nu mai dați, băi, cu tine. Se plăce avertizoare și nu ești curățat. Noi am fost în zonă și am curățat aici la port, da? Da, da, da. Fiecare punct a fost încă nu și o educație practic, asta depinde de educație, așa e. Da. Vreau să spun la urmă, oamenii care fac trebuie să fie Eu aș fi de acord să prevedeți niște amenzi acolo pentru cei care nu mențin șanțurile. Și când am mers, cei care aveau șanțuri, poduri curățate, aia n-au avut probleme. La cei care erau bălării și n-au curățat. Perfect. Am mers foarte comodă. S-au învățat, vine primăria. La primărie știți și dumneavoastră. Avem vreo 7-8 care... Și vai, mama, atât, la 416. Ce faci cu aia? E Cosmic, e Cătălin, e... care e maesteții, băiatul ăsta, nu-ți plătiți numai pentru așa ceva. Doar la pentru care ai... Dar dacă nu-ți faci curat, păi și în fața curții, nu? Nu lași. Nu-ți iar ca din fața curții și nu au bunuseniți. Problema e că ei prestează servicii pentru comunitate. Pentru asta sunt foarte obicei. Îl păsește și arătă.
Da, dar putem să-i folosim de la bătrâni care nu pot, care nu fie anumite zonii. Dar să o primim mai mult până la pierdă. Deci bunul simț să vii cu o labă să-ți iei măcar să carci și să o scoți. Să dau așa cu bani de acantul și după aia dacă mizerii și nu dă aspect în comun. Dar sunt și oameni de rău. Păi ce să comentăm acum cu calamitățile, cu inundațiile care au fost în luna iunie și în mai și iunie. Nu veneau măcar să ridice furtunul. Da. Am fost eu, Chitil, Nelu Melușcă. Aștepta ca să... Așa? Da. Și unul, câte unul, doi de la 416. Exact. Deci, asta e educația și asta e valoarea noastră. Da. Nu înainte de a... Și calitatea noastră. Dacă mai e cineva, o problemă ceva, da? Nu înainte. Vis-a-vis de serviciile prestate de Rompres, care sunteți în Leuntenești sat sau Ardeoan sat, poate vă aduceți aminte prima zi atunci când au venit ei să comenteze gunoaiele. Deci s-au dus și au întors undeva pe la Scorța, nu pe la Clemențel, pe Pajiște. Deci s-au băgat pe iarbă și acolo au rămas. Noi am fost solicitați să intervenim cu tractorul care îl avem noi. I-am deblocat odată, s-au dus mai încolo iar, s-au rămas în pădmorină. Odată i-a mai tras. Da, da. Deci nu-i posibil. E problema lor, e problema lor. Nu trebuie să plătim noi pentru serviciile care nu le efectuează ei. Deci asta e treaba. Dar înapoi. Dacă mai e cineva, mai e cineva de spus ceva? Dacă nu, dați-mi voi ca să-i mulțumim doamna Ungureanu, pentru că a avut dreptarea și ne-a ascultat și ne-a... Așa. Și domnul Micu a avut mare răbdare la fiecare, nu? Și ne-a venit și cred că e un obicei acum, e un obicei. Nemai fiind alte, fiind epuizate toate problemele la orele de zi, declară închise lucrările ședinței. Să trăiți!